Salutare prieteni, în acest video vă voi arăta cum putem demonta brațele de la ștergătoarele de parbriz și cum putem demonta grila ce vine la baza parbrizului. Este posibil să avem nevoie să demontăm aceste piese pentru a putea avea acces la flanșele de amortizor, de la amortizoarele de la puntea din față, sau să avem acces la diverse componente ale motorului ce se situează în spatele acestuia. Pentru a face această operațiune avem nevoie de o trusă cu chei pentru a scoate cât mai ușor brațul de pe axul ștergătorului. Voi folosi o presă specială pentru extragerea brațului de pe ax. Aceasta este cea mai bună variantă de presă. Aceasta este un model de presă mai ieftină, din păcate nu este suficient de mare pentru acest tip de brațe de pe Peugeot 3-stop. Așa că vă recomand acest model. Evident veți găsi link pentru a cumpăra de pe AliExpress în descrierea clipului sau puteți să găsiți astfel de prese în magazinele de piese auto. Pentru a desface mai ușor șuruburile putem folosi un spray de gripant WD-40. Prima dată voi scoate această garnitură, după care voi demonta cele 8 cleme care susțin pâsla antifonică. Aceasta, aceasta, aceasta de aici, 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 aici și aici. Pentru acest lucru voi folosi o șurubelniță cu cap plat. După ce am desfăcut clemele, voi folosi o cheie Torx de 20 pentru a desface cele două șuruburi care susțin rezervorul lichidului de frână. În partea stângă găsim un șurub metric 10 ce trebuie să-l desfacem. Acesta practic susține traversa. Folosesc o pârghie din plastic pentru a scoate capacul ce acoperă fiecare piuliță de la brațul ștergătorului. Pentru a desface acest șurub este nevoie de o cheie de 16 mm. Acum voi folosi presa pentru a debloca brațul de pe axul ansamblului de ștergătoare. Același lucru îl voi face și în partea cealaltă. În momentul în care vom monta la loc ștergătoarele de parbriz împreună cu brațele, trebuie să ținem cont de faptul că pe parbriz există niște marcaje în dreptul căruia trebuie să poziționăm lamela ștergătorului de parbriz. Iată, acestea sunt marcajele de care vă spun. Le veți găsi pe parbriz pentru fiecare ștergător în parte, pe fiecare parte, stânga respectiv dreapta. Iată aici și aici. După ce am scos brațele de ștergătoare, aici această traversă este fixată în două cleme, o scoatem și practic
această ramă din plastic de la baza parbrizului, o trag și ea a ieșit. După ce am demontat grila de la baza parbrizului, avem acces la flanșele amortizorului. Bineînțeles, acestea pot fi schimbate doar când mașina este ridicată pe elevator și recomand să faceți acest lucru într-un service autorizat. Putem avea acces la ansamblu ștergătoarelor de parbriz. Aici este motorașul acestora, sau putem avea acces la diferite componente din spatele motorului. Bineînțeles, trebuie să demontăm bateria pentru a avea loc să lucrăm acolo și implicit să scoatem această izolație fonică, care la mine, din cauza umezelii, a ajuns într-o stare deplorabilă. Pe partea aceasta nici măcar nu o mai au. Pe viitor voi face un clip despre cum se înlocuiește și această pânză, dar practic pașii sunt aceiași, trebuie să desfacem totul de aici pentru a avea acces la ea. Înainte de a monta la loc grila de la baza parbrizului, aici vedem că avem o garnitură, să zic așa, este un suport de fapt pentru grilă ce se fixează pe baza parbrizului. Aici sunt niște semne pe parbriz unde trebuie să fie aceasta fixată. Avem grijă să o punem prima dată aici. Practic, acest suport se va fixa aici pe grilă. Mai avem încă doi suporți asemănători cu acesta. Unul aici, mai scurt, și încă unul în partea aceasta. Și aceștia se fixează la rândul lor pe acești suporți de pe grilă. Acum pun grila la loc. Și voi fi atent ca ea să se fixeze în acest suport de la baza parbrizului. După ce am pus grila, voi pune traversa și o fixez în cele două cleme de aici. Și bineînțeles în șurubul de aici, din lateral. Și mai departe voi pune la loc toate clemele și șuruburile de pe această traversă. Bineînțeles, voi prinde inclusiv rezervorul lichidului de frână. Acum pun la loc brațele ștergătorului de parbriz, ținând cont să așez lamelele de ștergător exact cum v-am arătat pe marcajele de pe parbriz. Cam aceasta este modalitatea de demontare a brațelor de ștergător pentru parbriz și a grilei de la baza parbrizului. Până data viitoare, s-auzim numai de bine!